Conform unui ordin al Ministrului Sănătății, a fost creat un Consiliu de Etică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, care are reprezentanți din partea medicilor și din partea pacienților. În urma creării acestui Consiliu de Etică a apărut pe site-ul spitalului așa-numitul feedback al pacienților, prin care se dorește îmbunătățirea relației dintre personalul medical, pacienți și aparținători. Pe noi ne interesează foarte mult problemele pacienților, starea de mulțumire sau de nemulțumire a îngrijirilor medicale pe care noi le acordăm pacienților în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și chiar ne interesează idei din partea lor. Modalitatea de răspuns a chestionarului este de a încercui la fiecare întrebare cifra care corespunde răspunsului cel mai apropiat opiniei pacientului. Fiecare linie din tabel reprezintă o întrebare și necesită un răspuns. Acest chestionar este confidențial. Ei pot să-și dea și numele sau pot să rămână în anonimat. Aici este alegerea personală a fiecăruia. Știți bine că unii au sensibilități mai mari, unii au sensibilități mai mici, deci este alegerea fiecărei persoane care postează pe site. În schimb, obligația noastră este de a evalua și a identifica o relaționare mai bună între pacienți, aparținători și personalul medical. Pentru pacienții care nu doresc să acceseze pagina de internet sau nu au posibilitatea, există și chestionare de evaluare care se depun și la nivelul secțiilor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență. Chestionarul vizează doar prelucrări statistice ce au ca obiect dezvoltarea ulterioară a unui mecanism de feedback al pacienților cu privire la calitatea serviciilor din spitale.